Welcome. Nice to meet you. Saruna. Have a seat, please. Let's see. So, 18 years in Romania, the 18 ani in România. So you decided to sell your house here and move back to USA. Why is that? Actually, it's my house in the country here. Mm-hmm. De fapt, este casa, dacă vă puteți da, cu drag. Este casa de la țară, din mm-hmm. mediul rural, mm-hmm. undeva de lângă, nu casa unde locuiește zi de zi. Tell us, please, how you decided, how you first started this project in Romania. What was your thought? Cum ați început primul proiect? I met Maria Gorghiu. Am întâlnit-o pe Maria Gorghiu. And we were both very troubled by the children we saw on the street who weren't in school. Și am fost foarte supărate și am avut un impact puternic asupra noastră faptul că am văzut copii pe stradă în Bacău. And we started working on the problem together. Și am încercat să rezolvăm ceva din problemele astea. We have always, our point has always been to kind of see in the system what is not, shine a light on the things that aren't happening in the education system that should be. Am încercat mereu să identificăm problemele și să găsim soluții și să sugerăm soluții la problemele pe care le identificăm legate de educație. Is Romania far behind regarding education than other European countries? I don't know enough about other European countries. Unfortunately, it's not that far behind the US. The mm-hmm. US does not do a good job either. Yeah. Nu sunt not really. Public education there is not good either. Nu știu foarte multe despre țările europene, dar despre America pot să vă spun că, din păcate, nu suntem nici noi foarte departe. Fiecare copil în grădiniță se cheamă unul dintre proiecte, nu? Cel mai important. Și ce vine să facă educații românești? Păi încearcă să ajungă la copii de 3-6 ani, adică să impacteze și să aibă un impact acolo unde de fapt se creează, se dezvoltă creierul și abilitățile copilului ale adultului de mai târziu. Uh-huh. Practic, Maria și Leslie au încercat să lucreze cu copii de liceu la început, cu copii de general, apoi și-au dat seama că de fapt structural pot de să schimb doar de jos. La grădiniță, exact. Și în 2010, tot încercând să schimbe ceva, dar văzând că nu pot să fac asta dacă nu încep de jos, s-au orientat spre grădiniță și de atunci au implementat proiectul Fiecare copil în grădiniță, care ajunge la cei mai săraci copii. Este un proiect pilot deja, pentru că în 2015 a fost votat ca lege, a fost preluat mecanismul și a fost preluat ca lege, dar între 2010 și 2015 asta am făcut. Am ajuns în cele mai sărace comunități, la cei mai săraci copii și am încercat să facilităm accesul lor la grădiniță, ca fiind primul și cel mai important pas pentru succesul școlar de mai târziu și să reducem cumva riscul de abandon școlar timpuriu. Uh-huh. Mă întorc la casa pe care trebuie să o vândem. Din Merenie casa, nu? Merei. Acolo este și Luxandra noastră, pe care o avem chiar acum live. Vreau să ne spună ce se întâmplă acolo și să vedem și noi ce avem de cumpărat, că poate interesează pe unul dintre noi. Bună, Luxandra! Ce faci acolo? Bună, Florin, bună, Diana, bună, dragi prieteni! Am venit până aici pentru că eram curioși și noi să vedem cum arată casa lui Leslie și vreau să vă spun că încă de când am intrat pe poartă am fost impresionați. E o casă destul de veche, din anii 1920, dar refăcută în totalitate. O să vă facem și noi un tur al casei. Am vrut să începem din curte pentru că și curtea e de poveste, totul e înverzit și foarte bine îngrijit, dar o să intrăm și în casă pentru că trebuie să vedeți cât de frumos este refăcută. Am înțeles de la cei de aici că Leslie a ținut foarte mult ca această căsuță să fie refăcută în stil românesc, cât mai aproape de ceea ce noi aveam ca tradiție în România și s-a implicat foarte mult în refacerea ei. Oi, avem câteva probleme, nu-i nimic, Luxandra este acolo și o să ne arate puțin mai târziu ce se întâmplă. I can't help but ask you, how's Ethan? Trebuie să întreb ce face Ethan Hawke, este mama lui Ethan Hawke. Zi, Diana told me earlier that she's a big fan. I love the movie, The Great Expectation is one of my favorites, so that's why. Yes. Well, he's very busy promoting his newest movie. Mm-hmm. He's got two coming out this summer, and
he's very busy. Este going on talk shows in America. Lucrează la noile filme. Merge la tot felul de talk show-uri. De talk show, exact, de exact. E drăguț. He was ever in Romania? Oh. Yeah. Four times. De patru ori. He likes it? Of course he likes it. Especially he was especially surprised at how great the food is. Mm-hmm. O mâncarea, în mod special. Mm-hmm. And what do you like the most about Romania? I guess I like the people. Oamenii, cred că oamenii îmi plac cel mai mult. And I love the landscape outside the cities. Îmi place mult peisajele. That's why I bought the house in Ray. De asta am și cumpărat casa. So beautiful out there. E foarte frumos acolo. And when you live in Bucharest, you need to get out of the city sometimes. Mm-hmm. Yeah. Da, Florin, hai să cumpărăm noi casa. Să o cumpărăm noi, dar vreau să mai întreb pe Leslie. If you think of education at his base, what are the three most important things that children or parents should know when educating a child at his early age? Read to your children. Să le citim copiilor. Să le citim copiilor. Read to your children from the time they're born. Uh-huh. Show them books. Arată-le copiilor tăi cărți, citește-le de când s-au născut din prima zi. One of the things we're doing right now is spreading books in rural kindergartens, picture books. Ceea ce facem acum, în momentul ăsta și facem de mult timp, este să ducem foarte multe cărți, cărți cu multe imagini, cărți ilustrate în zonele rurale, în grădinițe și acasă la copii. We find that a lot of the kindergartens in rural areas, they have lots of stuffed toys, but they don't have picture books. În grădinițe și acasă, copiii pot să aibă chiar și în zone rurale jucării, dar nu cărți. Larisa, credeți că vom trimite toți copiii la grădiniță, vom reuși să facem chestia asta? Trebuie să credem asta, altfel nu am face ce facem. Nu știu că toți și nu știm în cât timp, dar important este să fim acolo și să le deschidem o lume care pentru ei acum este relativ închis, așa, ermetic. Feedback-ul este unul pozitiv deocamdată, nu? Da, legat de copii și de părinți și de profesori. Feedback-ul este unul pozitiv. Atât ce ajungem acolo, lucrurile credem noi că se schimbă. Când ducem materiale educaționale, cărți. Am înțeles și am înțeles că peste 98% dintre copiii pe care i-ați dus în grădiniță au mers și mai departe în clasa 0, ceea ce este un câștig în plus. Asta este ideea. Practic am avut foarte multe feedback-uri bune, mai ales în programul pilot, când monitorizam foarte atent puținele față de ce se întâmplă acum la nivel național, comunități unde intram, și profesorii de învățământ primar au făcut o diferență și ne-au spus. E diferența de la cer la pământ. E un copil care n-a fost până la 7 ani la școală și intră acum, nu știe nici să ceară la toaletă, nu știe să ridice mânuța. Da. Și un copil care a stat 3 ani în grădiniță. Practic nu se mai auto-exclud și nu mai sunt excluși nici de grup. Fiecare copil în grădiniță, un program foarte interesant pe care ar trebui să încercăm să-l încurajăm cu toții, pentru că este viitorul țării până la urmă, pentru că cu educația siguranță este baza oricărei țări. Mulțumim și frumos! Mulțumim frumos că ați trecut pe la noi! Larisa Dumitru and Leslie Hock au fost pe la noi astăzi. Noi trebuie să luăm o mică pauză, pentru că așa e la noi. Ne întoarcem la prietenii curând. Avem multe lucruri să vă arătăm astăzi. Vine Cosmin Sele și după aceea.